cum rezici la stres? Eu sunt căsătorit. Pentru mine personal, cel mai greu lucru și aproape imposibil pe care nu l-am făcut niciodată și nu cred că mă descurc, este să opresc mașini și să vorbesc cu oamenii. Nu am putut niciodată. Dacă vă vine să credeți, n-am agățat în viața mea, o fac. Dacă nu era internetul la mine, eram vai de capul. Eram oricât de dezinvolt par așa și la cântat și sunt mega timid. Sunt fan dulce, mănânc în continuu ciocolată și tot ce e dulce, da. Cu mâncarea n-am probleme pentru că dacă am stat la cămin 50 de lei, stați liniștiți că mănânc aer. Mi-e foame. Dacă e ceva ce mi-e, vorbim de 2 ore jumătate, am făcut un grup așa și vorbim de mâncare în continuu. Sunt perfecționist, sunt critic, sunt foarte sincer. Nu, dacă nu-mi place ceva la tine, zic instant. Chiar dacă s-ar putea să te deranjeze. Eu consider că în prostia mea uneori, consider că îți fac un bine dacă zic chestia asta. Dar mulți oameni nu interpretează așa. În schimb, eu zic că folosesc ca un atun. Vezi, personalitatea ce sunt? Sunt mega spontan. Și sunt foarte, 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 foarte competitiv. Sunt mai relaxat decât el un pic. Și poate uneori lucrul ăsta este mai bun. Când te agiți atât de mult, cred că îți pierzi și ani din viață. A, știu în ce mă bag. Mai rău decât să torni ciment în curte, nu cred că există probă. Sau să-ți desfunzi canalizarea. Am uitat să vă zic că și-a făcut casa singur. Sau să-ți desfunzi canalizarea când se înfundă. Nu există probă care să fie peste asta. În primul rând, cred că relația dintre doi frați este una tu în echipa noastră. Cred că e cea mai puternică relație. Eu zic că e cea mai puternică relație. Mai puternică decât soț-soție, mai puternică decât iubit-iubită, decât doi prieteni. Doi frați au o chestie acolo care îi leagă și care îi va lega întotdeauna indiferent de circumstanțe. Dar relația iubit-iubită cred că e cel mai vulnerabilă într-un astfel de competiție. E greu. Da, poate să se sudeze și mai tare sau poate să se întoarcă în separat. Nu, că acolo era Radu Vulcan care întreabă: ați venit împreună, cum plecați?